Bun găsit! Când vine vorba de vizita la medicul dentist, știm că ți-ai dori să o amâni, iar cele 6 luni de la ultimul control stomatologic se transformă într-un an, doi. În mod normal, recomandat ar fi să mergi la un control de rutină măcar o dată pe an. În acest fel, îți poți păstra sănătatea dinților și gingiilor pe termen lung. Cât de des mergem la dentist? În general, românii cam amână momentul vizitei la dentist. Ideal ar fi să mergem măcar de 2 ori pe an, cel mult o dată pe an. Există și o categorie de persoane care trebuie să vină puțin mai des. În general, persoanele cu patologii generale asociate, precum persoanele diabetice, fumătorii, persoanele cu hipertensiune, femeile însărcinate. În cadrul unui control regulat se pot depista de timpuriu orice afecțiune nouă apărută. Într-o ședință la medicul stomatolog se realizează, pe lângă examinarea mucoasei bucale și a tuturor dinților, se realizează și o igienizare, se inspectează și modificările de culoare care ar putea apărea, care pot fi de natură precanceroasă sau canceroasă, se inspectează și obturațiile mai vechi, lucrările, totodată se mai face și câte o radiografie periodică, care ne ajută să observăm țesuturile de susținere. Și prin asta, practic, prevenim mai mult decât să tratăm. De cele mai multe ori, problemele apar la nivelul gingiilor. Atunci când observăm că gingiile se modifică de culoare, devin mai roșiatice, atunci trebuie să ne punem semne de întrebare. Totodată, la periajul zilnic, dacă acesta sângerează, din nou trebuie să venim, pentru că acolo gingia este inflamată și există un factor de iritație. De asemenea, dacă mai observăm anumite colorații ale dinților, acestea ne pot indica că acolo s-a format o carie și trebuie venit să o tratăm. Există persoane care trebuie să vină mai des la medicul stomatolog decât o dată la 6 luni. Una din categorii este reprezentată de persoanele cu diabet, care au un risc mai mare de a dezvolta boală parodontală și de a avea retracții gingivale, mobilitate dentară. Asta datorită circulației mai proaste sangvine. Totodată ei prezintă și hiposalivație, fapt ceea ce duce la depunerea mult mai ușoară a plăcii dentare și dacă nu există o igienă corespunzătoare, boala parodontală se agravează. O altă categorie de persoane care ar trebui să vină mai des la medicul stomatolog este reprezentată de fumători sau cei care au renunțat la fumat, pentru că aceștia sunt predispuși mult mai ușor la a dezvolta leziuni bucale precanceroase sau canceroase și asta se identifică la un control periodic mult mai ușor. Avem chiar și aparatul Velscope, cu ajutorul cărora putem observa modificări de culoare ale mucoaselor și coroborat cu examenul clinic, putem să îndreptăm pacientul către investigații suplimentare sau putem chiar să-l liniștim și să-i punem noi diagnosticul cert în cabinet. Mai există o categorie de persoane care trebuie să vină mai des la medicul stomatolog. Aceasta este reprezentată de femeile însărcinate, care, datorită modificărilor hormonale care apar, riscă mult mai ușor să facă gingivite. Mai sunt persoane care scrâșnesc dinții, care au bruxismul, cum îl numim noi. Acest bruxism, datorită forțelor masticatorii mult mai mari, duce la abrazia accentuată a dinților și duce la supra-solicitarea musculaturii și articulației temporomandibulare. De aceea ei dezvoltă dureri atât la nivelul oaselor maxilare, cât și la nivelul articulației. Pot să aibă și dureri de cap, dureri care iradiază și în zona gâtului și cefei.
Respirația urmirositoare poate fi cauzată de factori precum igiena orală precară, alimentația sau un stil de viață nesănătos. Prin acordarea unei atenții mai mari igienei orale și prin consultul, odată la 6 luni, în cabinetul stomatologic, poți combate eficient halena, o boală care afectează 5 români din 6. Halena este mirosul neplăcut al cavității bucale, afectează din ce în ce mai mult pacienții și influențează cumva și viața socială în comunicarea cu ceilalți. Cauzele halenei fetide sunt în primul rând igiena orală deficitară, consumul de zaharuri influențează foarte mult, retenția de resturi alimentare din spațiile interdentare care încep să fermenteze menținute mai mult timp. Avem afecțiunile de ordin stomatologic, carile, boala parodontală, resturile alimentare și infecțiile la nivelul sinusurilor, amigdalelor, cât și boli generale, în principiu cele digestive cu refluxul gastroesofagian influențează cel mai mult. Este important să menținem o igienă orală foarte bună, tratarea carilor în primul rând, extracția resturilor dentare pentru că este un focar de infecție, cât și problemele de ordin general, gastritele, refluxul gastroesofagian trebuie supravegheat. Gura uscată afectează foarte mult halena pentru că nu mai este hidratată mucoasa și din această cauză, neexistând salivă, se întâmplă și procesul de fermentație a resturilor alimentare. Pentru a preveni halena este foarte important să avem o igienă orală corectă, un periaj de 2 ori pe zi, utilizarea dușului bucal și aței dentare, tratarea carilor, tratamentul pentru vindecarea bolii parodontale, cât și extracția resturilor. Hidratarea este foarte importantă, evitarea consumului de alcool, tutun, produse bogate în zaharuri și vizitele la medicul stomatolog. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.